Un element care îmi pare a fi numai puțin important, dincolo de faptul că au solicitat necondiționat dreptul exclusiv de nominalizare a primului ministru, doi la mână, că la fel își rezervează dreptul ca acest candidat să fie nu neapărat apolitic, dar și perfect politic, la întrebarea ce înseamnă un premier cu un guvern cu un grad de libertate absolut, și am primit un răspuns că se insistă mai mult asupra dreptul de veto, ceea ce vă dați seama foarte bine în ce situații grele pune această precondiție tot procesul de negocieri. Nu uităm încă o dată că e vorba de un guvern de coaliție. Și acest subiect urmează să fie discutat de către